Acel care merită toată lauda, chinarea și recunoștința pe care trebuie să avem față de ceea ce a făcut, ceea ce face și va face, este Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Da, este plăcut să stăm în gând de meditație înaintea Lui Dumnezeu și să privim în trecutul vieții noastre, să vedem momentul pocăinței, momentul întoarcerii, momentul în care dragostea lui Dumnezeu ne-a copleșit în așa măsură încât n-am putut să nu răspundem acestei chemeri sau atracție pe care Domnul a făcut-o încât să spunem, Doamne, Te vrem ca Domn și Mântuitor. Ceea ce a făcut Domnul pentru noi nu poate fi comparat cu nimic. Ceea ce face, nimeni nu poate să facă. Și ceea ce ne-a promis, pentru că promisiuni se fac. Poate am făcut și noi și n-am reușit să ne ținem de ele. Dar ceea ce promite Domnul este da și amin. Așa este? Dragii mei, frați și surori, în această zi, așa cum se spunea, am fost programat de mult de fratele David. De fapt, dumnealui mă programase și în data de 14 aprilie. Mă programase, mă sunase și îmi spune, ai putea în 14 sau în 26 mai. În 14 eram pe drum spre Tennessee și n-am putut să viu aici. Regret că n-am putut să vă slujesc, dar au fost alții care au slujit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-au programat și astăzi știind că săptămâna aceasta voi pleca, vineri zbor spre țară, abia aștept să ajung acasă. Deși timpul a trecut foarte repede aici, pentru cei de acasă a trecut foarte greu, diferența așa între unii și alții și înțeleg, și o zi face mult, când așteptarea este cu drag, cu dorință, cu iubire și aștept să-mi reîntâlnesc familia, aștept să fiu din nou împreună în bisericile în care slujesc, să fiu din nou cu frații și surorile. Dar mai mult decât orice, așteptăm altceva. Să se împlinească promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. Ioan 14. Și după ce le voi pregăti, parafrazez, după ce voi termina, mă voi întoarce. Și acest mă voi întoarce vreau să sune ca un ecou în inima noastră și în mintea noastră. Mă voi întoarce. Astăzi s-a vorbit de amintire, având în vedere și sărbătoarea care este. Este foarte bine. Dar stând pe bancă mă gândeam că unii, nu cred că, sper să nu fie cineva aici, dar unii, trăiesc ziua de astăzi cu niște traume a unui trecut nevindecat. Mă înțelegeți? Lucruri care s-au întâmplat, care le-au produs o traumă, o durere. Și nefiind iertați, sau nu s-au iertat pe ei înșiși, poate nu se pot bucura de ziua de astăzi. Cu siguranță nu se pot bucura. Nu pot să fie fericiți, văd tristețe pe fețele lor sau pe unora și te întreb unde este bucuria. Alții n-au problemă cu trecutul. Se tem ce va fi mâine. Frica lor este oare ce se va întâmpla, ce vom face. Pentru că e bine să nu te uiți la știri. Dacă nu ești tare de încrezător în Dumnezeu și dacă credința ta nu poate fi sau ar trebui să fie neclintită, ar fi bine să nu te uiți. Pentru că îți fură dramul acesta de bucurie care poți să-l ai astăzi. Care să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dăruit o zi. Și să-L glorifici și să-L preamărești și să-L înalți că este Dumnezeu. Că a făcut totul pentru tine, face totul pentru tine. Dacă plămânul tău respiră astăzi oxigen, cât respiră? Este datorită îndurării lui. Dacă inima mea încă mai mă poate ține în picioare și îți face funcțiile care trebuie să le aibă, este datorită harului și bunătății lui Dumnezeu.
Și dacă frumusețea familiei, a casei este așa cum o am, cum o aveți, este datorită harului și bunătății lui Dumnezeu. Dar ceea ce trebuie să nu uităm niciodată, noi frați și surori, este că Domnul vine și atunci când vine, îi ia pe cei care i-a răscumpărat și care s-au păstrat, accentuez, păstrat, curați, credincioși lui Dumnezeu până la venirea lui sau trecerea noastră mai repede decât venirea lui în țărână, așteptând învierea celor sfinți, învierea celor care l-au slujit pe Dumnezeu. Această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să vă predic despre revenirea Domnului. Cum va fi ea? Când va fi? Nu pot să vă spun, o să vedeți. N-am cum. Și ce trebuie să facem noi? Titlul mesajului meu este: cum îl așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos? Cum îl așteptăm? Și textul de care mă voi folosi, îl voi citi, probabil voi folosi și alte versete. Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 36 la versetul 51. Și dacă nu vă este greu, vă rog frumos să vă ridicați. Și astfel să mă urmăriți și să citiți, dacă puteți, aceste versete împreună cu mine. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strază din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, fiți gata, că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Partea aceasta din Evanghelia după Matei, de sfârșit, până la patimile Domnului nostru Iisus Hristos, găsim câteva cuvinte exprimate de Domnul nostru Iisus Hristos. Și vreau să vă spun, dragii mei, că sunt cuvinte reale, autentice, însoțite de putere, care se vor întâmpla cu da și amin. Nimic din ceea ce am citit și din ceea ce scrie nu poate fi contestat, amânat, sau să spui că o fi sau nu o fi. Așa ceva în mintea unui om, mă refer cel puțin la noi care credem în Domnul nostru Iisus Hristos, în Dumnezeu, credem în mântuirea care ne-a fost dăruită, credem în viața veșnică care va veni, credem în împărăția cerurilor care este acum, aici, în noi, cu noi și în locul acesta, toate acestea se vor întâmpla. Acum, noi trebuie să știm că revenirea Domnului nostru Iisus Hristos nu va fi ceva, cum să spun, un eveniment anunțat dinainte. Chiar dacă găsim și avem prorocii, oameni autentici al lui Dumnezeu care spun
se va întâmpla, e vremea, trăim vremea sfârșitului. Până la urmă, dragii mei, nici n-ar trebui să asculți un glas de profeție, deși cred în lucrarea Duhului Sfânt și în profeție. Dar spune Scriptura. Și mai presus decât orice profet, mai presus decât orice păstor, mai presus de orice învățător, indiferent de cât de ilustru ar fi, este cuvântul lui Dumnezeu infailibil, care nu se schimbă. Și care spune câteva, și aduce câteva argumente, în vremea din urmă vor fi anumite evenimente. Și vreau să vă spun că le trăim. Nu este timpul să le înșirăm astăzi, dar foarte bine știți și dumneavoastră ca și Biserica Emanuel, nu duceți lipsă de învățătură și de cuvânt, încât să nu știți lucrul acesta sau ceea ce voi spune, nu cred că este ceva nou. Dar e bine să ne mai amintim. Dacă tot a fost un cuvânt cheie astăzi. E bine să ne mai amintim. E bine să veghem, este bine să nu uităm, este bine să fim în gardă, este bine să fim în post. Mă înțelegeți? Poate vă spune acum post. E bun și postul ăla fără hrană. Dar mă refer vegherea aceea de santinel în armată, nu? Care stă în veghere, păzește, n-are voie să doarmă. Ci privește și este atent. Așa trebuie să fim și noi. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos va fi în așa fel încât, imaginați-vă, citesc din capitolul 24, același capitol, versetul 27. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. De multe ori m-am uitat, nu știu, aici pe la dumneavoastră nu prea. Încă n-am văzut fulgere în California, nu știu, mai se întâmplă? Cu tremur l-am simțit. M-a clătinat, cu tremurul am văzut, dar nu, dar în România și mai ales acum că scăldurile astea toride și dintr-o dată vine o ploaie din ea cu gheață și așa mai departe, sunt și fulgere și tunete. Noaptea mai ales nu-ți mai trebuie luminator, dar așa de repede trece, încât odată am vrut să văd dacă cât clipez din ochi. Vreau să vă spun că n-am apucat să clipez din ochi. Și fulgerul? S-a dus. Vă întreb astăzi, faceți testul acesta, clipiți doar o dată și deschideți. Așa va fi venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă întreb, ai timp să faci ceva? Vei avea timp să te scoli, să mergi la soție și să spui, iartă-mă? Vei avea timp suficient și atâta să spui, Iisuse, iartă-mă? Nici măcar atât. Nu mai avem timp când Domnul va veni. Nu este timp atunci de a rezolva problemele personale sau altele. Nu mai este timp. Și atunci, ce ar trebui să facem? Când vine Domnul? Când ne putem pregăti? O putem amâna pe mâine? Putem amâna, nu aveți program după masă, dar dacă ar fi, nu-i așa? O să văd după masă ce mai vorbește Domnul. Frați și surori, cei care poate mă ascultă pe internet, nu este timp. Nu este timp de amânare, pentru că șoapta celui rău astăzi nu vine la noi să ne spună, auzi, nu există Dumnezeu. Să știți, nu vine cu gândul acesta pentru că există. Și au ajuns și oameni de știință să creadă lucrul acesta și vedem în jurul nostru evenimentele și oamenii cred în Dumnezeu. Și a cei care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu, bunoare este o carte, Veșnicia din inimile lor, și acolo misionarii arată când au mers în misiune în anumite locuri unde Evanghelia n-a ajuns, era un crez a unui zeu sau Dumnezeu, cum îi ziceau ei, care are un fiu. Și se asemăna în mintea lor, în conștiința lor au făcut lucrul acesta, se spune Veșnicia din inima lor. Oamenii s-au creat în Dumnezeu. Deci oamenii cred. Satana nu va veni să spună că Dumnezeu nu face lucrări miraculoase, le face. Știți cu ce gând vine în ziua de astăzi? De ce atâta grabă? Mai așteaptă. Nu? Poate mâine. Poate poimâine. Au fost oameni care cărora Pavel le-a predicat și unul se numea Felix. Ce a spus? Pavele, te voi asculta altă dată. Cei din aeroparcul din Atena, ce au spus lui Pavel? Da, unii ăsta dați,
altă dată. Se pare că un altă dată s-ar putea să nu fie. Așa că, frați și surori, astăzi să ne gândim bine. Că noi nu putem ști momentul precis când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, versetul 36 care l-am citit. Chiar dacă am anticipat gândul acesta. Primul gând este, nu știm momentul când Domnul nostru Iisus Hristos vine. Chiar dacă poate unii, bazat pe anumite cărți din Scriptură, au căutat anumite date, nu judec pe nimeni. Dar vreau să vă spun conform Sfintelor Scripturi. Domnul Iisus Hristos a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile și soracele. Numai Tatăl spune, nici Fiul nu știe ziua când El va veni. Cine sunt eu? Să dau soluții? Și să vă întreb, să știm. Haideți prin absurd. Haideți să facem, să ne gândim prin absurd. Dacă am ști data. Care ar fi oare atitudinea noastră? Vă spun eu. Una va fi de lăsare. Va fi atunci. Cum bună oară unii se gândesc, în prima duminică e cina, acum săptămâna asta, hai mă, fraților, să... Că vine cina. Că după aia de luni încolo... Nu? Poate am gândit ca și tânăr, cândva și eu așa. Dar când am realizat și când realizez că Domnul vine oricând, mai pot să amâi? Nu. S-ar putea să fie o delăsare, s-ar putea să fie o stare de apatie, o stare de lenevie. Sau poate fi varianta a doua, să te mândrești. Să ai așa, eu știu data, știu când vine. Este păcat. Și de aceea cel mai bun lucru pentru noi este că nu știm când vine. Să știți că este o mare binecuvântare. Este o mare binecuvântare să ai acest crez, să spui, Doamne, nu știu când vii. Deși sufletul meu te așteaptă. Deși inima mea bate și parcă cu fiecare bătaie care bate spune, vino. Aș vrea să fie așa, frate și surori. Nu că nu mi-este dragă soția, copiii, bisericile pe dumneavoastră. Nu. Dar mai mult decât orice, este revenirea Fiului Lui Dumnezeu. Vreau să-L onorez. Nu știu dacă voi putea. Că în smerenie vreau să-I rămân slujitor la chemarea pe care mi-a făcut-o. Dar vreau să fiu onorat în ziua aceea când la marea zi de sărbătoare va zice vino. Nu știu dacă dumneavoastră careva sau eu a stat vreodată la masă cu vreun președinte de țară. Nu știu. Dar noi la cina Domnului de fiecare dată stăm cu împăratul împăraților la masă. Când ni se predică cuvântul Scripturii așa cum este scris, stăm la masă cu împăratul, cu Iisus Hristos. Și de aceea fiecare moment, fiecare clip a vieții noastre ar trebui să fie acea conștientizare și o realitate în viața noastră prezentă, sunt împreună cu Iisus. Frați și surori, v-am mai spus lucrul acesta. Pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu răscumpărați, Hristos nu este afară. Hristos este înăuntru. Este în inima noastră, așa este? Inima ta este casa Lui. Acolo locuiește El. Oare ce avem în inimă în dimineața aceasta? Pentru că al doilea gând, pentru dumneavoastră și pentru noi astăzi, este că lumea, atunci când Domnul va reveni, va fi complet nepregătită pentru venirea Lui. Versetele 37 la versetul 41. Și ca să susțin mai mult decât, deși este suficient ce a spus Domnul cu privire la vremea lui Noe, când tot trăiau, nici nu credeau că se va întâmpla așa ceva, ce potop, ce ploaie, ce venirea Domnului, a venit cineva din morți vreodată, vorbesc oamenii așa ceva? E adevărat, ce se va întâmpla? Oh,
Nu se va întâmpla nimic. Câtă înșelăciune amarnică. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în dimineața aceasta. Frați și surori, să nu fim prinși nepregătiți. Și în Apostolul Pavel, în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 2 la 4, vreau să citesc. Dacă poate să fie și afișat. Căci oamenii, spune Apostolul Pavel, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și acum citesc versetul 1. Să știți că zilele din urmă vor fi vremuri grele. Vă întreb, ceea ce am citit aici prin spus Apostolul Pavel, le trăim în vremea aceasta? Sunt oamenii iubitori de bani, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți? Sunt în ziua de astăzi? Neînduplecați, nu? Nu au o dragoste normală, este total dat peste cap. Sistemul de valori astăzi, dacă nici nu pot să spun sistem de valori, nebuniile din vremea aceasta sunt cu totul duse la extremă, nu-i așa? Astăzi nu mai poți să spui că ești creștin, cel puțin în România mai putem, slăvit să fie Domnul, nu știu câtă măsură mai puteți în statul California, dacă nu vă mutați la Republican undeva, da? Unde mai puteți zice, nu-i așa? Că acum tot aveți anul acesta, ba democrați, ba republicani. Se poate? Țin minte și frații noștri din o grupare de frați din Londra au văzut o biserică goală, în sensul că nu era folosită. Și au mers la primărie și au cerut să le dea pentru că să facă slujbele acolo. Și au spus, a, să vedem, mai vedem, mai așteptați, mai veniți pe la noi. S-au văzut că la un moment dat se pune o cupolă de moschee la clădirea aceea. Și frații s-au dus înapoi la primărie și au spus, dar de ce nu ne-ați dat? Uitați. A, trebuie să le dăm lor, că dacă nu le dăm lor, suntem rasiști. Deci nu mai poți să spui că ești creștin, că îl jignești pe celălalt de lângă tine. Vă întreb, frate și sorare, ce vremuri trăim. Dar slăvit să fie Domnul, cu cât sunt mai grele vremurile, cu atâta lumina noastră trebuie să fie mai puternică. Cu cât este întunericul mai mare, cu atât trebuie să strălucească chipul lui Hristos pe fețele copiilor săi, care să nu fie găsiți nepregătiți. Pentru că în ziua aceea, mulți vor fi împreună, adunați împreună, dar nu toți îl vor aștepta pe Domnul. Aici Scriptura, prin cuvintele Domnului nostru Hristos, spune că din doi bărbați, din două femei, frate și surori, eu mă sperii, este procent de 50-50%, așa este? Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Expresia biblică cu privire la poporul lui Dumnezeu, deseori am găsit o turmă mică. Ei, vreau să vă spun că nu se va intra cu grămada în împărăția cerurilor. Nu. Deși ați dori ca Domnul să mântuiască și poate să mântuiască toată lumea. Miliardele de oameni pot să fie mântuiți. Dar este o seminție aleasă, un popor ales, în care vreau să fac parte și vreau să faceți parte. Să poate să fie în aceeași casă și unul să fie luat la clipeala ochiului și altul lăsat? Și nu intrăm când dați înainte de necazul cel mare, la mijloc sau după, nu. Astăzi, mă refer la ziua de astăzi. Dacă vine Domnul, cum ne găsește? Pentru că separarea va fi bruscă, definitivă și veșnică. Separarea va fi pentru totdeauna. De aceea, spunea Domnul nostru Iisus Hristos, de două ori găsim vegheați. Vegheați, pentru că nu știți clipa și ceasul în care Domnul va veni, mirele va veni. Și așa cum deja vă spuneam, nu este timp
de pocăință atunci. Deci nu știm ceasul și momentul când Domnul vine. Doi, oamenii vor fi găsiți nepregătiți, nu vor fi, vor fi luați prin surprindere, încât nu va fi timp de pocăință. Și ruperea aceasta, selecția aceasta, răpirea aceasta va fi bruscă, încât nu o să poți să faci nimic și va fi veșnică. În al treilea rând, trebuie să fim pregătiți pentru Iisus. El poate veni, reveni în oricând, în orice moment. Versetul 42 la versetul 44. Când va fi venirea Lui, așa am spus deja, nu știm. Că va fi iminentă, știm lucrul acesta, că nu ne vom aștepta. Dar oare, când v-ați pus sau mi-am pus, mă pun și pe mine, întrebarea ultima dată, când vine Domnul? Eu cel puțin mă gândesc la ziua de vineri. Nu? Mă gândesc, mă, o să ajung în aeroport, iau Lufthansa, zbor la München, de la München la Cluj și am ajuns acasă. Dar oare astăzi, la ce mă gândesc? Care sunt prioritățile? Ar fi absurd să nu mă gândesc și până la ziua aceea, nu? Că plec. Dar care sunt prioritățile? Ce este mai important? Mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze la inima și la mintea noastră și să rămână în sufletul nostru și în mintea noastră tot timpul, așa cum vă spuneam, ecoul acesta al cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos din Ioan 14. Mă voi întoarce. Al patrulea rând, în timp ce așteptăm, și vreau să vă întreb, așteptarea trebuie să fie așa? O, Doamne, vii astăzi. Hai să mai mă duc la muncă. Doamne, vii astăzi. După ce să mai plantez copacul acesta? Sau de ce să mai fac cu tare lucru? Spune aici Scriptura mai departe prin cuvintele Mântuitorului că li s-a încredințat o lucrare unui rob și i s-a dat stăpânire, nu-i așa? Și dacă va fi găsit cum? Într-o altă stare, că va bazocori, va face lucrări care nu sunt îngăduite, Dumnezeu îl va pedepsi. Iar dacă vei face ceea ce trebuie, vei fi răsplătit. Deci în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos și așteptând revenirea Lui, lucrăm în lucrul încredințat nouă. Fie mai mic, fie mai mare. Cu o importanță, poate că ai zice tu, mai mare sau mai puțin. Acum, cu siguranță, cele mai văzute slujbe în biserică sau în cadrul unei biserici sau unei adunări, ai zice că e a păstorului, e a comitetului, e a prezbiterilor, cei care ies în față. Ei, frate, surori, ăsta este un efect a ceea ce sunteți dumneavoastră. Și vreau să vă spun, cum vi se slujește aici, de la învonul acesta, nu depinde doar de cel care se pregătește să stă înaintea Domnului, și într-o proporție mare, predicarea Evangheliei este cu putere și cu efect în funcție de ceea ce slujiți dumneavoastră. O Evanghelie citită de toți oamenii sunteți și dumneavoastră. Nu-i așa? Păi deja mai spui la colegul tu că ești pocăit, dar faci același lucru ca și el. Cum cineva în România s-a deschis o biserică mai... Da, pe aici, pe la voi, se mai găsesc asemenea biserici. Nu de asta, nu de Emanuel vă vorbesc, de altele. Și spunea cineva unei alte persoane, zice, hai la noi la biserică, că acum suntem și noi ca voi. Vă întreb, la ce să mai vină? Adică aspectul fizic era exact ca așa lor. La ce să mai vină? Care e diferența? Să nu mai vorbim de altele. De aceea, frați și surori, în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos, lucru mic sau mare pe care îl avem, trebuie să-l facem. Și în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10 la versetul 15, găsim acele afirmații cu Apollo, cu Petru, cu Pavel, dar spunea că temelia a fost pusă, care este?
Iisus Hristos. Și pe urmă spune că lucrarea fiecăruia va fi încercată. Cum? În foc. Și depinde ce ai zidit. Paie, fân, trestie, va arde repede. Aur, argint, pietre scumpe? Acum vă întreb, aur și argint, găsiți pe marginea drumului? Întâmplător, dacă cineva l-a pierdut ceva. Un inel sau așa ceva. Nu? Întâmplător. Dar găsiți? Nu. Cât au săpat cei care au venit prin 1700-1800 pe aici, prin America, să caute aur? Au cioplit în stâncă. Au făcut mine. Cât pământ au scos până când au găsit câteva pietricele, câteva bucăți de aur? Sau cât nisip și au luat din râuri să cearnă și să găsească aur? Dar paie, trestie, fân, le găsește oriunde. Și ce înseamnă aceasta? O slujire așa apatică, indiferentă. Zidești și tu ceva. Ești membru în biserică și doar cu prezența. Și dacă poți să mai spui ceva, dar nu de bine, ci de rău, pentru că se vorbește. Și vom vedea că fiecare trebuie să ne aducem aportul. Nu în sensul negativ, nu ducând la dezbinare, nu ducând la lucruri care să ponegrească pe cineva, ci căutând pacea, căutând sfințirea, căutând unitatea, pentru că Domnul aceasta le dorește. Că degeaba îi spui I love you Jesus și nu-l iubești pe fratele tău, nu dai mâna cu el, nu vrei să iei cina cu el, crezi că vei ajunge în împărăția cerului? Niciodată. Niciodată. Dar ca să aduci aur, argint și pietre scumpe pe altarul slujirii tale, ca într-o zi să strălucească în împărăția cerurilor, rugăciune, efort, disponibilitate, să cauți să fii gata oricând să faci lucrarea lui Dumnezeu și să o faci pentru El. Că în primul rând, frați și surori, nu vă slujim vouă, ci în primul rând slujim lui Dumnezeu. Martor la ceea ce facem noi, în primul rând, este Dumnezeu. Dumneavoastră mă vedeți la față, la înfățișare, aici și spuneți, oh, a vorbit bine sau mai puțin bine, nu știu ce veți zice. Dar nu are atât de mare importanță ce veți zice dumneavoastră, cât este important ce zice Domnul. Și mai bine supărat aici și dus la pocăință decât mângâiați, lasă că e bine, frate. Du-te așa înainte, că Domnul-i dragoste. E și foc mistuitor. Și să nu uităm asta. Că este și foc mistuitor. Așa cum vă spuneam, fii credincios în lucrul încredințat ție. Și poate unii zic, bă, astea din față sunt importante. Ca o casă să aibă trăinicie și mai ales în zona aceasta voastră, Californiei, sunt cu tremure. E importantă fundația? Vă întreb, e importantă fundația? Cu siguranță. Dar se vede? Așa că nu se vede. E așa și în viața bisericii. Sunt mulți frați și surori care își fac slujirea în tăcere, care și acum în clipa aceasta poate au spus, vorbește, Doamne, și mă rog pentru fratele Ovidiu să-i dea cuvânt. Știți că Dumnezeu ascultă o asemenea rugăciune? Și dacă sunt frați și surori care n-ascuns, fără să fie spus, să spună la nu știu cine, vezi, frate, deși te bucuri, te bucuri. Data trecută când am fost în America și m-am întors în țară, avem o soră care, Berta o cheamă, este de etnie romă, dar nu are multă minte, așa, cât are. În fine, vine la biserică, este atentă, cât înțelege, dar a venit la ușa din față, la biserica de pe Țible, să avem ușa undeva pe stradă și am una spre curte. A venit la ușa din față și vă dați seama, frații m-au ținut, am mai vorbit și când ies afară, cine mă așteaptă? Berta. Și cu lacrimi în ochi spunea, frate Ovidiu, să știi că atâta m-a rugat pentru tine. M-am bucurat când păstorul zis, frate Ovidiu, mă rog pentru tine. Dar mă credeți că inima sinceră unei asemenea femei bate altfel înaintea lui Dumnezeu? Rugăciunea asemenea om ajunge altfel la Dumnezeu? Că altcineva poate spune, o, te rog, mă rog pentru tine ca să-l apreciez. Și nu pot să nu, trebuie să-l apreciez.
Dar poate că sunt atâția oameni care se roagă și nu știe. Dar într-o zi vom ști. Când vom ajunge acasă, vom ști cine s-a rugat pentru noi, știm cine a postit pentru noi, vei ști pentru cine m-am rugat, nu-i așa? Ce conversație va fi în Împărăția Cerurilor? Ce minunăție va fi acolo? Aș vrea să vă fac să vă îndrăgostiți, să fiți din nou plini de aceeași bucurie ca și atunci când v-a iertat păcatele și v-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, să poți să strigi și astăzi glorie lui Dumnezeu în biserică, că nu mă deranjează. Să poți să spui un amin, să poți să spui slavă lui Dumnezeu, să poți să te bucuri. Să poți să nu mai oprești o rugăciune, să se coboare slava lui Dumnezeu ca pe vremea lui Solomon, să nu se mai poată face slujbe. Dar ne este inima împietrită, ne este legată inima de pământ. Și am uitat de ceea ce este valoare, frați și surori. Și îmi spun și mie lucrul acesta și vi-l spun și dumneavoastră. Are Dumnezeu metode să ne dezlibească inima de pământ, dar nu le doresc. Și nu vi le doresc. Poți să fii și bogat și în același timp credincios lui Dumnezeu. Poți să fii sărac și sărăcia nu e o virtute. Și bogăția nu e o calitate neapărat. Dar poți să fii și sărac și să te lepezi de Dumnezeu, nu-i așa? Poți să fii și sărac și să fii mândru. Se poate, am văzut. Doamne ferește să ai de-a face cu asemenea oameni care au un singur punct de vedere și nu poți să stai de vorbă cu ei. Dar revin. Știi care ți este chemarea? Ce faci în biserică, frate și soră? Care e lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat? Îți faci partea, părticica, poate aceea care nu se vede, fundația aceea, e o valoare. Nu dori să faci la ceea ce nu ești chemat. Nu te duce dacă Dumnezeu nu te trimite și nu da înapoi când Dumnezeu te trimite. Pentru că Dumnezeu le va analiza pe toate. Tot în capitolul 25 din Matei găsim pilda talanților. Acolo Domnul spune despre acel împărat care a dat 5 talanți, 2 talanți, 1 talent, nu-i așa? Slugilor sale. Și după vreme s-a întors. Vreau să vă spun că nu există și n-ar trebui să existe în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, un mădular care să nu lucreze. Dacă încheietura mea de la mâna aceasta ar refuza să mai lucreze, vă dau un exemplu. Aș putea să-mi folosesc mâna? Nu. Hai să nu mai vorbim de sistemul circulator, despre sistemul nervos și alte lucruri care sunt în multe. Așa este trupul bisericii locale Emanuel. Și altă biserică. Și altă biserică. Și într-un final, biserica trupului Hristos universal de peste întreg pământul. Fiecare are ceva de lucru. Și aici vorbesc pozitiv. Și interesant este că aceste slugi care au primit talanți spune că imediat, cel puțin cei doi, nu al treilea, primii doi, cei cu 5 talanți și cei cu 2 talanți. Și s-a făcut imediat. I-au pus în negoț. Imediat. Ei n-au așteptat. Mai vin unii și spun, frate, oare care e chemarea mea? Oare ce trebuie să fac? Da? Nu știu, eu stau așa. Măi, fraților, pune-te pe post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Oricum, la îndemâna noastră, rugăciunea e la fiecare. Nu-i așa? Deci eu cred că aș putea pune rugăciunea la toți. La toți. Aia poate fi o chemare pentru toți. Facerea de bine? Apoi n-aștepta să fii milionar ca să dai un ban la văduvă sau la sărac. Nu-i așa? Înmulțirea pâinilor. Voi credeți că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a înmulțit pâinile, s-a făcut o movilă mare încât au luat ăștia așa cu costurile ca și cum ai lua dintr-un tir încărcat? Nu. Erau niște fărâmituri în coșurile acelea. Dar se rupea și rămânea. Se rupea și tot rămânea. Din contră, a ajuns să strângă 12 coșuri de fărâmituri
Pentru că Dumnezeu este împotriva risipei. Este împotriva risipei. Ei, nu aștepta să ai mult ca să dai. Dă din puțin și Dumnezeu îți va da. S-ar putea să nu ajungi bogat, să rămâi tot la nivelul acela, cu puținul acela care l-ai, dar nu vei duce lipsă. Nu vei duce lipsă, vei avea în fiecare zi ceea ce ceri de la Dumnezeu. Imediat trebuie să intri în lucrarea Domnului, imediat trebuie să faci ceva în trupul lui Hristos, imediat trebuie să-ți cauți slujirea și trebuie să o faci înaintea Domnului, pentru că altfel, va veni o zi în care se va cântări lucrarea fiecăruia. Dacă am pune acest dar, acest talent în negoț, imediat, am avea binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu, pentru că lucrarea noastră va fi cântărită, va fi lămurită și va primi răsplată. Noi slujim oamenilor, dar înainte de aceasta slujim lui Dumnezeu. Trebuie să învingem frica. Acel care a avut doar un singur talent, ce a făcut? A spus, știu, te cunosc. Nu trebuie să vă fie frică să spui celui de lângă tine despre Iisus. De ce te teamă? Singurul motiv care s-a trebuit să-ți fie teamă, că nu ești ca Iisus. Și nu poți să spui despre Iisus, că nu vrei să trăiești ca Iisus. Poate este o dus la extremă, dar spune Scriptura că trebuie să ne asemănăm cu El. Când se va arăta El, vom fi ca El. Deci depășiți pragul acela de frică, de temere, de emoție, ce se va întâmpla. Dumnezeu este cu tine. Frați și surori, dacă sunt locuri goale în biserică, nu este numai vina celor care poate că a zice că sunt vinovați. Este pentru că nu ne facem datoria în afara societății. Pe mulți nu o să-i poți băga niciodată în biserică, că nu vor veni. Dar du-le tu biserica la ei, du-le lumina, du-le pe Hristos acolo unde sunt. În România, când sunt chemat numai măsura care nu pot, am altceva, nu refuz în mormântările. Și vă spun și de ce. Am zeci de oameni și uneori poate sute de oameni nemântuiți care niciodată n-aș putea să-i bag în biserică. N-ar veni. Dar acolo am ocazia să le predic Evanghelia. Este cel mai bun loc de a predica Evanghelia. Și uneori și folosesc expresia aceasta, că cel care este așezat aici n-a predicat niciodată. Poate. Poate e o femeie, dar astăzi vă predică. Că poți să fii și tu aici. Și că vei fi și tu aici. Și cum ne va prinde ceasul acela? Cum ne va prinde momentul acela? De aceea, frați și surori, mă apropii de încheiere. Reamintindu-vă că Domnul va veni când nu ne așteptăm. Reamintindu-vă fiecare dintre dumneavoastră că unii nu vor fi pregătiți, poate și n-ați vrea să fie, poate chiar din biserică, 50, eu aș vrea să fie 100%. Doamne, ajută-ne la aceasta, dar lucrul acesta nu depinde de Domnul, ci depinde de noi. El a făcut totul. El a făcut totul, nu se mai poate face nimic. Totul depinde de noi. Nu te baza pe teologia aceea mai liberală care zice, odată mântuit, Domnul e bun, nu te baza. Da, eu apreciez și îl mulțumesc Dumnezeu că e bun cu mine. Și atunci când am fost rău, că m-a iertat. Sau poate când am mai căzut, m-a ridicat. Îi mulțumesc. Dar trebuie să fie noi întotdeauna vegherea aceasta. Dacă vii acum, să nu uităm, frați și surori, că dacă venirea Lui este așa de fulgerătoare, atunci trebuie să fim în veghere. Și dacă suntem în veghere, Domnul ne-a dat și încredințat slujiri în biserică, care trebuie să le facem, fie că e mai mică, fie că este mai văzută sau nevăzută, sau importantă sau mai puțin importantă, fiecare să are slujirea lui, chemarea lui,
Lucrați pentru Domnul, lucrați ca pentru Domnul, lucrați ca pentru răsplătirea pe care Domnul vă va da în ziua aceea. Chiar dacă nu primești aici apreciere, vei primi acolo. Chiar dacă nu ești răsplătit aici, vei fi răsplătit acolo. Lucrează pentru Domnul. Puneți imediat în negoț talentul care l-ai înaintea Domnului. Nu lăsa să nu fie folositor. Pune-l în negoț imediat. Slujește lui Dumnezeu. Gândește-te că într-o zi îți va fi analizată lucrarea, încercarea pe care Domnul va face în ziua aceea, judecata lui Dumnezeu va fi corectă în dreptul tău și a fiecare dintre noi. Ce ai zidit pe temelia care a fost pusă? Ce ai pus? Pietre scumpe, aur, argint, fân sau trestie? Acolo scrie că și cei care poate că unii au fost așa vor fi mântuiți ca prin foc. Iar nu e timpul să vorbim. Dar Dumnezeu ne mai încearcă, pentru că ne iubește, te mai trece să te trezești. Și să nu uităm, să ne punem întrebarea acum în această zi și să rămână un ecou în mintea noastră. Te vei întoarce. Eu cum voi fi? Cum îl așteptăm pe Domnul? În veghere. E concluzia. În veghere și slujindu-L cu credincioșie. Și Dumnezeu să ne cheme pe toți acasă, cu toți cei dragi ai noștri. Vă mulțumesc pentru rugăciunile care le-ați înălțat. Deja v-ați rugat pentru călătoria mea spre casă. Mulțumesc Domnului pentru timpul pe care l-am avut împreună cu dumneavoastră. Nu știu dacă va fi sau când va mai fi, nu știm. Nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Dar dacă ziua care a trecut e istorie, ziua de mâine este un mister, ziua de astăzi este darul lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt și prin Duh vă îmbrățișez pe toți și vă doresc, frați și surori, să, prin viața dumneavoastră și a noastră, haideți să grăbim venirea Domnului. Putem să facem și lucrul acesta, făcându-ne slujba la care am fost chemați. Și Dumnezeu să rămână Domnul și Dumnezeul vostru. Pentru o zi în care ne vom revedea, poate aici sau în altă parte, dar într-o zi sper să ne revedem pe plaierile cerului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.